Bună ziua, este ora 13. Vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Dezbatem în această primă oră a emisiunii vizita surpriză pe care trei înalți oficiali români au avut-o în țara vecină, Ucraina, și concluziile pe care premierul României le-a prezentat în urma acestei vizite. România continuă să sprijine Ucraina. Suntem solidari cu țara vecină și condamnăm invazia neprovocată din Ucraina. Asta a spus Nicolae Ciucă în urmă cu puțin timp, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Palatul Victoria. Premierul împreună cu Marcel Ciolacu și Bogdan Aurescu au mers în țara vecină, afectată de război. Oficialii români au mers în două dintre orașele bombardate de ruși, alături de reprezentanți ucraineni. De asemenea, Ciucă, Ciolacu și Aurescu s-au întâlnit și cu președintele Volodymyr Zelensky, cu premierul și cu președintele Radei Supreme a Ucrainei. Imediat, colega mea, Gabriela Mihai, o să ne aducă toate detaliile despre această vizită surpriză, vă spuneam, a celor trei înalți oficiali români. Permiteți-mi înainte de toate să vă prezint invitații mei la această oră. Îl salut pe Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, este în legătură video directă. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua! Bună ziua. De asemenea, Eugen Tomac, europarlamentar, președinte PMP, este în legătură telefonică directă. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru intervenție. Bună ziua! Bună ziua! Și îl salut și pe Marin German, jurnalist la Cernăuți, analist politic, în legătură video directă. Mulțumesc tare mult, Marin, pentru prezență. Bună ziua și ție! Bună ziua! Gabi, bună ziua! Vreau să ne explici puțin detaliile acestei vizite surpriză și concluziile prezentate de premierul Nicolae Ciucă în urmă cu foarte puțin timp la Palatul Victoria. Te rog! Bun găsit. Premierul Nicolae Ciucă a explicat și de ce din delegația care a mers ieri la Kiev a lipsit președintele Senatului Florin Câțu, pentru că ne reamintim până la urmă președintele Senatului Florin Câțu a fost cel care inițial a anunțat primul această vizită în Ucraina, însă am văzut că a lipsit. Ei bine, spunea premierul Nicolae Ciucă că este vorba despre două delegații separate și prin urmare, în delegația din care au făcut parte premierul Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, nu mai era loc și pentru o altă persoană, în contextul în care preciza premierul României că aceste măsuri de securitate au fost stabilite de la Kiev. Prin urmare, cel mai probabil că astăzi președintele Senatului Florin Câțu se află în Ucraina, la Kiev, acolo unde teoretic are programată și o întrevedere cu premierul Ucrainei și totodată și un discurs în Parlamentul Ucrainean. Important însă de precizat este că am văzut din delegația care a fost ieri la Kiev, a făcut până la urmă parte președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, cel care ar fi trebuit în mod normal să meargă cu președintele Senatului în Ucraina. Acesta însă a preferat să meargă în delegația din care a făcut parte și premierul Nicolae Ciucă, în primul rând pentru că a fost deranjat de anunțul făcut în urmă cu două săptămâni de președintele Senatului Florin Câțu referitor la această vizită din Ucraina și totodată ar fi fost inoportun să meargă a doua zi. Au avut ieri oficialii întâlnirea cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, dar și cu premierul ucrainean și cu președintele Radei din Ucraina și totodată aceștia au avut o vizită făcută și în orașele care se află sub asediu, Irpin și Borodianca, două orașe în care am văzut că s-au comis atrocități de către soldații ruși. Pe de altă parte, mesajul premierului Nicolae Ciucă a fost unul foarte clar. Scopul vizitei în Ucraina a avut două motive. În primul rând, un scop a fost acela de a-și arăta încă o dată România sprijinul pentru Ucraina și, bineînțeles, că știm că țara noastră ajută foarte mult cetățenii ucrainieni, având în vedere faptul că sunt foarte mulți refugiați care vin în România, precizat de altfel
apelă premierul Nicolae Ciucă că în țara noastră au intrat aproximativ 800 de mii de refugiați ucrainieni, iar dintre aceștia aproximativ 80 de mii au ales să rămână aici în România până în momentul în care cel mai probabil vor încerca să se reîntoarcă în Ucraina. Doresc să menționez că vizita a avut două obiective. Primul a fost acela de a continua să exprimăm solidaritatea cu poporul ucrainean în fața agresiunii Federației Ruse și totodată să condamnăm ferm și deschis această invazie ilegală, neprovocată, nejustificată, iar cel de-al doilea obiectiv a fost acela de a stabili și a continua discuțiile privind sprijinul pe care România îl acordă guvernului și poporului ucrainean și, desigur, în acest context, relațiile bilaterale pe care noi le-am stabilit și urmează să le consolidăm pe măsura evoluției situației. Am să încep prin a exprima încă o dată cât de afectat am fost cu toții față de ceea ce am văzut în Irpin și Borodianca. Doresc să subliniez încă o dată că este inadmisibil ca, indiferent de context, să fie atacate, să fie lovite obiective civile în care și-au pierdut viața și în care își pierd viața oameni nevinovați. Am subliniat efortul pe care l-a făcut atât Guvernul României, cât și poporul român, întreaga societate. Este vorba de solidaritatea pe care noi l-am arătat încă din primul moment al declanșării războiului în Ucraina. Am urmărit o parte din discursul premierului Nicolae Ciucă din urmă cu câteva zeci de minute de la Palatul Victoria în fața jurnaliștilor, discurs în care a prezentat concluziile acestei vizite surpriză pe care a efectuat-o aseară în țara vecină, în Ucraina, și vă propun să începem dezbaterile. Domnule ministru Cioreanu, m-aș adresa dumneavoastră pentru început. Cât de importantă este această vizită pe care cei trei înalți oficiali români au făcut-o în țara vecină, cu amendamentul că vineri premierul Ucrainei va veni în România? Din păcate spun, este o vizită importantă, dată fiind gravitatea situației, dată fiind vecinătatea noastră și dat fiind interesul nostru reciproc pentru armistițiu. Nu cutez să vorbesc despre reinstaurarea păcii, dar un armistițiu care să blocheze această aventură războinică a Rusiei este evident în interesul tuturor. Asta este latura, să zicem, politică și pozitivă a acestei vizite. Mai există și o a doua latură, mai curând de politică internă, cine a ajuns acolo, de ce n-a ajuns domnul Câțu, dar aș prefera acum să nu vorbesc aceste detalii, să nu le comentez, pentru că ele efectiv țin de politica noastră internă și n-au nicio legătură cu această criză. Informațiile pe surse, domnule Cioroianu, care au venit colegilor din redacție, spun că domnul Câțu se află acum în Ucraina. Nu aș putea să găsesc o logică a contextului în care domnia sa se află acolo și nici să traducem puțin penibilul situației care s-ar crea dacă acest lucru ar fi adevărat, având în vedere că aseară reprezentanții Parlamentului, reprezentanții ai executivului României s-au dus ai partidelor politice, că au mers în calitate de președinți de partid domnul Nicolae Ciucă împreună cu domnul Ciolacu, reprezentanții ai guvernului în calitate de premier, reprezentant al Parlamentului în calitate de președinte al Camerei Deputaților. Deci au fost cam toate
toate contextele acoperite, dacă vreți. Da, și ministrul de externe. Și într-adevăr avea o logică vizita de ieri. Cât privește vizita de astăzi, hai să spunem deocamdată că nu avem niciun fel de dată, face parte din, eu știu, din amuzamentul nostru cotidian, din politica noastră internă. Ce să mai comentăm? Absolut. Voia să mai adăugați ceva. V-am întrerupt cu aceste remarci, dar trebuia să adaugați. Ceva foarte scurt, da? Ceva foarte scurt ține de declarația de astăzi a premierului Ciucă, anume aceea că, întrebat fiind ce furnizează România, a spus că se așteaptă cererile Ucrainei vecine și în funcție de aceste cereri se va face o analiză. Deci este, într-un fel, sugerarea faptului că ajutorul României, de ce natură va fi el, s-ar putea dezvolta. Domnule Tomac, referitor la sprijinul cerut de Ucraina țării noastre, în ce măsură credeți că România va putea să asigure acest sprijin pe care președintele Volodymyr Zelensky l-a solicitat? În primul rând, cred că este necesară această vizită și a fost binevenită. Doi, legat de întrebarea dumneavoastră, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a răspunde pozitiv acestor solicitări. Toți aliații noștri din NATO s-au solidarizat cu Ucraina, o solidaritate fără precedent într-un conflict militar atât de periculos în vecinătatea noastră, și cred că trebuie să înțelegem dimensiunea acestor expuneri la care astăzi suntem puși față în față, pentru că războiul declanșat de Federația Rusă a plecat de la un punct anunțat de Kremlin, acela de a înlocui administrația actuală din statul vecin, și pare că am intrat într-o altă logică, pentru că ceea ce și-a propus Rusia nu a reușit, și tocmai de aceea trebuie să fim extrem de atenți, pentru că acest conflict ne-a afectat direct, nu numai prin prisma refugiaților pe care i-am primit, ci prin consecințele economice pe care le-a produs, plus chestiunile ce țin de securitatea în regiune. Și tocmai de aceea trebuie să răspundem pozitiv acestor solicitări, depinde însă cât va dori să comunice guvernul pe această chestiune. Legat de al doilea punct, cred cu tărie că ar trebui decidenții politici să se gândească de 10 ori înainte de a comunica într-o situație atât de sensibilă, pentru că odată exportat acest bâlci intern în afară, dă foarte prost, pentru că aici nu discutăm despre oameni, discutăm despre România. Și cred că ceea ce s-a întâmplat în ultimile zile pune într-o lumină extrem de neserioasă o parte din decidenții români. S-a făcut o vizită ieri, cea pe care o realizează șeful Senatului astăzi, repet, dincolo de numele celor care sunt în funcțiile acestea vremelnice, e în joc credibilitatea noastră ca țară și ar trebui să fie un pic mai responsabil. Absolut de acord cu dumneavoastră, domnule Tomac, și este foarte important să înțelegem că nu este momentul să facem absolut niciun fel de joc politic, dată fiind situația în care țara vecină se află și automat și România, atât timp cât sprijină Ucraina. Vreau să-l întreb pe Marin German, cum se vede din afară această vizită și dacă are vreo legătură ceea ce s-a întâmplat ieri cu vizita premierului ucrainean anunțată pentru vineri în țara noastră? În Ucraina nu vreau să vă spun, nu vreau să vă mint, nu se discută foarte mult despre această vizită. De ce? Pentru că în Ucraina au tot sosit oaspeți din mai multe state ale lumii în ultimele două luni. Și desigur, comparativ cu reacția mass media privind vizita șefului Pentagonului sau a lui Antony Blinken, vizita oficialilor români nu este atât de discutată, în contextul în care România este văzută mult mai bine comparativ cu anii precedenți, este apreciată susținerea României, este apreciat ajutorul ce oferă România refugiaților ucraineni,
Dar pe primele pagini ale cotidianelor, când este vorba de partenerii estici ai Ucrainei, se vorbește despre Polonia și se vorbește despre statele Baltice. Și România undeva în eșalonul 2 sau 3 ai statelor care susțin Ucraina. Puțin și în presă și în rețele de socializare se discută despre vizita care trebuie să o întreprindă premierul Ucrainei Denis Șmigel la București. Cumva sunt lăsate aceste teme în mass media pe alte locuri mai puțin importante. Și aici trebuie să menționez că România acum trebuie să aibă o politică externă proactivă, nu reactivă. Nu este timpul pentru prea multe meditații și prea mare echilibristică întârziată, pentru că vedem ce se întâmplă și în Transnistria și în alte părți ale flancului estic de securitate europeană. Vreau să vedem și niște declarații făcute în cadrul aceleași vizite de la Kiev. Premierul Nicolae Ciucă și Volodymyr Zelensky au discutat și despre situația tensionată din Transnistria, pentru că tot ai făcut referire, Marin, la acest lucru. Cei doi susțin că exploziile din aceste zile care au avut loc în regiunea separatistă reprezintă încercări ale Rusiei de a transmite amenințări la adresa Chișinăului și de a destabiliza situația din Transnistria. Vreau să urmărim împreună un material realizat de colegii de la știri și continuăm discuțiile. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, susține că Federația Rusă încearcă să destabilizeze situația din Transnistria. Zelensky spune că e de aceeași părere cu Maia Sandu în ceea ce privește situația actuală din regiunea separatistă, subiect despre care a discutat și cu premierul României, Nicolae Ciucă, prezent în capitala Ucrainei. Înțelegem clar că aceasta este mâna Federației Ruse. Acolo acționează serviciile speciale. Nu e vorba doar de fake news. Scopul este evident: destabilizarea situației în regiune, amenințarea Moldovei, a declarat Volodymyr Zelensky. Tot liderul Ucrainei susține că este conștient de prezența trupelor rusești pe teritoriul separatist, astfel că forțele sale armate sunt pregătite să intervină în orice moment. Declarațiile au fost făcute după întâlnirea liderului de la Kiev cu oficialii români, dar și cu directorul general al Agenției Internaționale a Energiei Atomice, Rafael Grossi. Da, domnule ministru Cioroianu, vreau să discutăm puțin și despre situația din Republica Moldova. Cum vedeți dumneavoastră evoluția lucrurilor? Evoluția e un termen care în acest context ar suna mai precis a fi o involuție, pentru că acolo se încearcă o destabilizare a Republicii Moldova prin intermediul acestei fâșii transnistrene, care din păcate oricum nu era sub controlul Chișinăului, dar care adăpostește un număr estimat de noi la 1500, peste 1500 de soldați ruși care păzesc niște depozite ale armatei a 14-a ruse, niște vestigii ale anilor 80-90, aflate în paza acestor soldați, care teoretic ar putea să joace un rol în contextul acesta, ei aflându-se în vestul Ucrainei, ar putea teoretic, de conivență, bineînțeles, cu armata rusă care se află în Crimea și ar putea să încerce să meargă spre vest, prin Odessa, către Transnistria, de conivență ar putea, eu știu, lansa vreun atac dinspre vestul Ucrainei, ceea ce deocamdată pare greu de crezut, dar oricum aceste ultime 2-3 zile în care s-a vorbit despre grenade lansate, despre survolul unui sat astăzi, cea mai nouă știre este despre survolul unui sat din Transnistria în care se afla un depozit al armatei ruse. Toate aceste lucruri în care transnistrenii dau vina pe ucrainieni, rușii dau vina pe ucrainieni, ucrainienii dau vina pe ruși, evident că se răsfrânge asupra climatului politic din Republica Moldova. Și gândiți-vă că Maia Sandu este supusă unei mari presiuni în acest moment, dar care ne afectează și pe noi, pentru că haideți să recunoaștem, și pentru noi Republica Moldova și situația Republicii Moldova este în acest moment un fel de vulnerabilitate, pentru că nu ne e indiferent ce se întâmplă în Republica Moldova, dar în același timp posibilitățile noastre de acțiune sunt relativ limitate, pentru că nu este o țară NATO, nu este o țară cu niciun fel de garanții, o țară care, deși are neutralitatea în Constituție,
acea neutralitate nu e garantată de nimeni și e mai mult o vorbă, eu știu, o vorbă într-un act important, dar cât de neutră poate să fie o țară pe a cărei suprafață se află o armată străină, armata rusă în momentul, în ultimii 30 de ani. Deci asta ne, cum să spun, ne trezește oarecum, e un fel de duș cu apă rece, ceea ce se întâmplă în Transnistria, această zonă fiind o problemă nerezolvată a Republicii Moldova. Că n-ar fi putut să o rezolve singur, e adevărat, dar poate că noi toți ar fi trebuit să facem ceva mai mult în ideea de a încuraja Republica Moldova să-și aleagă până la urmă ce dorește. O integritate cu o zonă pe care nu o controlează și care poate să devină amenințătoare sau un traseu ceva mai clar, eventual pro-european, așa cum a încercat Ucraina. Și Ucraina pentru asta luptă în momentul de față. De aici îi se trage războiul cu Rusia, de la proiectul ei pro-european. Și poate nu era acum momentul ca lucrurile de acolo să se rezolve în acest mod. Marin German, se vorbește în ultimele zile despre o similitudine între evenimentele, declanșarea evenimentelor, incidentelor din Ucraina și ceea ce se întâmplă acum în Transnistria, că pare că ar fi cumva trase la indigo acțiunile de acolo, doar că în Transnistria a fost o mișcare pornită din interior. Vezi vreo similitudine în ceea ce se întâmplă acum? Se aseamănă, desigur, acest stil de activitate și mă refer la Federația Rusă, însă Transnistria nu este Donbass. Dacă în regiunile Donetsk și Lugansk, controlate de Rusia, există și existau resurse militare, oameni care veneau din Rusia, Transnistria se află între două lumi, într-un fel sau altul, și este ruptă de Rusia, nu există conectată la Rusia, la ajutoarele care pot să vină din Rusia și vorbim despre cei sub 2000 de militari care se află în Transnistria, plus cei care pot fi mobilizați din Transnistria. Aici însă diferența o face următoarele două scenarii posibile. În Ucraina au fost organizate de Rusia provocări pe teritoriul regiunilor Donetsk și Lugansk pentru a justifica acțiunile militare care au urmat și se desfășoară în momentul de față. În Transnistria ar putea fi și un alt scenariu, nu neapărat o invazie asupra Chișinăului, ci o invazie dinspre Transnistria pe teritoriul unui alt stat, acuzat acum Ucraina că, iată, destabilizează Transnistria. Eu totuși mă îndoiesc că Transnistria va fi atât de ușor atrasă într-un război din Ucraina, tot așa cum era încrezut Putin că armata belarusă la comanda lui Putin și a lui Lukashenko va intra pe teritoriul ucrainean și o rezistență enormă a militarilor belaruși, a poporului din Belarus. Chiar am realizat un interviu cu un expert din Belarus, spunea că nu este văzut bine acest război de către belaruși din Ucraina, dar aparatul de represiune din Belarus nu le permite să-și expună punctul de vedere. Deci sunt mai multe scenarii, sunt similitudini, dar nu, Transnistria nu este Donbass și nici nu poate să fie Donbass. Este o altă situație mult mai complicată, ecuația este mult mai complicată. Această temere, domnule ministru Cioroianu, a președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, pe care am putut să o descifrăm cu toții aseară în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o și în același timp, acel apel la calm pe care l-a făcut populației, nu vin cumva în contradictoriu? Cum să fie populația calmă când lucrurile pare că arată cumva sau că au același început ca în Ucraina acolo? Da, cred că mesajul totuși a fost corect. Mesajul președintei Maia Sandu. Să vă spun de ce. Probabil ar fi fost o mare greșeală. Imaginați-vă că ar fi intrat în panică fie președintele, doamna președinte Maia Sandu, fie oricine din conducerea Ucrainei, iertați-mă, din conducerea Republicii Moldova, dacă intrau în panică și cereau ajutorul NATO sau ajutorul României. N-au făcut acest lucru și să vă spun și de ce n-au făcut, sau interpretarea mea. Aduceți-vă aminte când secretarul de stat american a vizitat Republica Moldova, când oficialii europeni vizitează Republica Moldova. Cu toții vorbesc despre integritatea Republicii Moldova, dar admit și un statut special pentru Transnistria.
E bine, ce se întâmplă în momentul de față este, de fapt, încercarea de a strica acest mic echilibru la care se ajunsese într-un fel. Regiunii transnistrene era promis la nivel oficial occidental un statut aparte în cadrul Republicii Moldova, dar cu condiția păstrării integrității teritoriale a Republicii Moldova. E altă poveste cât de folositoare, cum spuneam, este această integritate pe termen viitor, mediu sau lung. Dar deocamdată cu toții susțineam integritatea teritorială a Republicii Moldova și un statut special pentru Transnistria. Ori nu cumva ce se întâmplă acolo este încercarea de a scoate Transnistria din această ecuație pașnică. Da, o ipoteză foarte interesantă. Nu mai avem timp, din păcate. Vă mulțumesc foarte mult, Adrian Cioroianu, Eugen Tomac, Marin German, pentru intervenția în emisiunea Talk B1 de astăzi. Mergem în publicitate, revenim imediat. Se îngroașă gluma în privința hepatitei misterioase la copii. Aproape 200 de cazuri au fost identificate în 11 țări, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății. Pacienții au vârste cuprinse între o lună și 16 ani. Dintre cazurile depistate, cel puțin un copil a murit și al 17 a avut nevoie de transplant hepatic. În România a fost înregistrat un singur astfel de caz la o fetiță de 5 ani. Perioada în care trebuie să monitorizăm, să urmărim. Ne spune că trebuie să intrăm în vreun fel în panică, pentru că până la urmă, la nivelul mapamondului, vorbind un număr mic de cazuri, și oricum doar 10% au însemnat forme severe. Medicii sunt de părere că la baza noului tip de hepatită ar sta un adenovirus. Adenovirusurile sunt cel puțin 49 de tipuri care dau afectare la om. De cele mai multe ori sunt forme extrem de ușoare, răceală, pneumonie. Adevărat că paleta e foarte largă. Putem ajunge și la meningită sau encefalită. Specialiștii vin cu o serie de recomandări preventive. Regulile de bază care se referă la igiena mâinilor, știu că ne întoarcem la alfabetarie, este exact ceea ce trebuie, spălatul mâinilor cu apă și săpun, oricât putem de des, pentru că transmiterea se face prin contact. În momentul în care cel mic duce mâna la gură, la nas, la ochi, se transmite într-adevăr și prin tuse strănut, dar vorbim de anumite tipuri de adenovirus. La momentul actual, numărul cazurilor de hepatită necunoscută ajunge la 170 și au fost depistate în 11 țări din Europa și SUA. Rămâneți alături de noi și de la ora 14 o să vedem condițiile mizere în care au fost cazați elevii olimpici ai României, care au participat la două olimpiade la limba engleză și franceză, la Pitești, respectiv la Craiova. Băi, nefuncționale, mizerie, mâncare rece și lipsa căldurii. De asta au avut parte zecile de elevi pe toată durata desfășurării examenelor. Dezbatem subiectul la ora 14. Tot atunci o să vedem și avertismentul sumbru venit de la Banca Mondială. Prețurile produselor de bază vor rămâne la un nivel ridicat până la finele lui 2024. Este vorba despre prețurile la alimente și energie, a căror creștere a fost agravată de războiul din Ucraina. În acest context, prețurile ar putea rămâne la un nivel ridicat timp de mai mulți ani. Vedem ce spun analiștii economici despre acest avertisment în ora următoare. Și tot de la 14 o să vedeți ce se întâmplă și cu certificatele verzi COVID, a căror valabilitate ar putea fi prelungită. Revin de la ora 14. Vă aștept!